presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, vă spun din nou, doamnelor și domnilor, sunteți la emisiunea Presa Liberă Trecere. Invitată ediție este doamna Mihaela Popescu, directorul Direcției de Asistență Socială din municipiul Râmnicu-Sărat. Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, cantina de ajutor social, centru piticii sunt doar câteva dintre subiectele pe care le-am pregătit pentru astăzi. Dacă timpul ne permite, vom aborda noi și alte teme. Bună seara, bine ați revenit, doamna Popescu! Bună seara și bine v-am regăsit! Suntem în prag de toamnă, vreau să știm cum ați încheiat vara. Au fost lucrări la cantina de ajutor social ca în fiecare an, lucrări cred că realizate în luna iulie, lucrările de igienizare. Ați reluat acolo activitatea. Cum stau lucrurile? Într-adevăr, perioada verii a cam trecut. Au cam trecut concediile și am intrat în linie dreaptă, să zicem, cu activitatea din toate punctele de lucru aferente Direcției de Asistență Socială. În timpul verii, la cantina de ajutor social, am desfășurat obișnuitele activități de igienizare, de curățenie a spațiului, iar în plus, în acest an, am schimbat hotele din bucătărie, pentru că aveam niște hote foarte vechi și nu erau eficiente. Reușisem să le achiziționăm în primăvară și am așteptat perioada verii când urma să facem curățenie în cantină ca să le putem și instala, pentru că sunt hote industriale și a necesitat ceva lucrări până le-am putut pune pe poziție și să le putem folosi fără probleme. Într-adevăr, am început cu luna septembrie să distribuim din nou hrană caldă beneficiarilor noștri. Acest lucru este foarte binevenit în rândul acestora, pentru că, așa cum de fiecare dată am specificat, avem și beneficiari care nu au posibilități să-și gătească și o hrană caldă este întotdeauna mult mai bună decât hrana rece. Dar nu avem altă variantă pe timpul verii decât să oferim hrană rece ca să putem și noi să ne desfășurăm celelalte activități în cadrul cantinei. Cu această ocazie, cu redeschiderea sau, mă rog, cu reacordarea hranei calde, reînnoim și dosarele de la cantina de ajutor social pentru acei care au anumite modificări în componența familiei sau în sau diverse situații în starea de sănătate, depinde de... Sunt persoane noi care intră, sunt persoane care ies, chiar dacă această fluctuație are loc în fiecare lună, de regulă după sezonul de vară facem mai multe modificări. Avem în jur de 67 de porții pe care le oferim zilnic la cantina de ajutor. Această cifră variază între 60 și 70. De regulă, în ultima perioadă nu am mai depășit 70 de porții, dar aceste porții sunt repartizate pe în jur de 27-30 de familii, pentru că e vorba de familii cu mai mulți copii care beneficiază de porții, este vorba de bătrâni și de persoane adulte cu probleme grave de sănătate. Asta legat de cantina de ajutor social. Suntem, să zicem, în condiții normale de funcționare, avem buget suficient. Sper eu că hrana este ok pentru beneficiari, pentru că noi în fiecare trimestru facem o analiză a părerilor beneficiarilor noștri prin completarea unor chestionare și ținem cont de solicitările lor acolo unde sunt. În ultima perioadă s-au declarat destul de mulțumiți de hrana pe care le oferim și practic n-am mai făcut modificări în meniul zilnic al cantinei. Dar acolo unde ne permite, pentru că noi avem o normă zilnică de hrană de 22 de lei de persoană pe care nu o putem depăși, încercăm în bănuții aceștia să le acordăm alimentele pe care aceștia și le doresc. Doamna Popescu, atunci dacă la cantină toate sunt bune și frumoase, vreau să vedem ce se întâmplă la centrul de zi piticii. Pe parcursul verii, pe parcursul vacanței de vară, copilașii au frecventat acest centru?
Exact, este centru de zi pentru copiii din familii defavorizate și are un alt fel de regim comparativ cu căminele sau creșele din localitate. Inclusiv pe timpul vacanței de la grădiniță, copiii sunt prezenți în centrul de zi în intervalul orar 7 dimineața, 19 seara. Da, copiii au frecventat centrul pe toată perioada cât acesta a fost deschis. Este adevărat că și acolo am avut o perioadă de întrerupere. Pe timpul acesta, colegii din centru și-au efectuat concediile de odihnă și la fel ca și la cantină am făcut igienizarea centrului. De la 1 septembrie deja avem copii noi în centru, pentru că acest centru se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani și pentru că în vară au fost copii care au împlinit 6 ani și merg mai departe la școală, a trebuit să înlocuim acei copii cu alții noi. Astfel că în prezent nu avem decât 12 copii înscriși din 15 cât este capacitatea centrului, pentru că doar atâtea solicitări am avut. Cu această ocazie, dacă sunt situații, familii care au nevoie de sprijinul nostru, în general mămici singure care lucrează și n-au unde să-și ducă copilul și nu au posibilități financiare în regulă să poată plăti un loc la cămin, atunci noi putem să le asigurăm un loc la centrul de zi piticii. Iar ca activitate în cadrul acestui centru, de dimineață copiii primesc micul dejun, apoi merg la grădiniță, pentru că ei frecventează grădinița de stat. La prânz, doamnele educatoare din centru îi aduc de la grădiniță, le servesc masa de prânz. Au o mică perioadă de odihnă după masa de prânz, având în vedere că ei sunt mici, până în 6 ani. Iar ulterior, doamnele educatoare au activități educative cu ei până la ora 19 seara, când vin părinții să ia. Din punctul nostru de vedere, centrul piticii are o importanță destul de mare pentru acești copii, pentru că, așa cum spuneam, ei provin din familii defavorizate, familii dezorganizate, familii sărace și noi avem posibilitatea să le asigurăm. Numai departe de ieri a fost ziua unuia dintre copii și noi punem de altfel pe pagina de Facebook astfel de evenimente, le organizăm zilele de naștere cu torturi. Avem o cofetărie din localitate care pentru fiecare copil ne donează câte un tort și este mare lucru, pentru că sunt copii care n-au văzut niciodată un tort acasă și sunt foarte mirați. Deci le faceți surprize. Sunt tot felul de surprize și chiar am avut bucuria săptămâna trecută la propunerea doamnei Raluca Niculescu, doamna care are Academia Faptelor Bune, care face astfel de surprize copiilor. Ne-a oferit o excursie la București, la grădina zoologică și la un spațiu de joacă special amenajat pentru copii. Chiar joia trecută au fost cu toții și nu vă spun cât de încântați au fost. Îmi povesteau doamnele care i-au însoțit în excursie că și animăluțele au fost destul de interesante pentru ei, dar locul de joacă pur și simplu a fost maxim. Nu puteau să-i mai ia de acolo. Pentru că erau tot felul de, chiar era un loc, într-adevăr, am văzut și eu poze, un loc foarte bine amenajat, cu tot felul de joculețe care să-i atragă și spuneau că nici mâncare nu le-a trebuit. Așa de mult s-au jucat și așa de bine s-au simțit. Vă dați seama că în familiile lor, fiind familii sărace, nu-și permit astfel de lucruri și probabil n-au ocazia să vadă astfel de lucruri. Și încercăm în acest centru, cu ajutorul colegilor noștri, să le arătăm că există și o astfel de viață și să le aducem un strop de bucurie, atât cât se poate. Clar, centrul este finanțat de dumneavoastră, de Consiliul Local, da, Municipal, dar se pot face și sponsorizări, da? Da, da, putem primi sponsorizări în bani, noi nu putem, se face prin intermediul UAT-ului, respectiv Primăria Râmnicu Sărat. Dar, în schimb, putem primi donații de toate felurile și chiar am primit în toată perioada aceasta. Avem o fundație care ne sprijină foarte mult. Ne-au dotat în anii trecuți, ne-au donat locuri, aparatele de joacă din curte.
ne-au izolat partea de etaj a clădirii. De fiecare dată de Paște și de Crăciun vin cu jucării, cu hăinuțe pentru copii, cu tot felul de alimente pentru familiile lor. Practic, dumnealor sunt un sprijin real pentru noi, ne ajută foarte mult și absolut orice nevoie. De fiecare dată ne mai întreabă ce nevoie avem, dacă apar lucruri noi, inclusiv rechizite la începutul școlii, vin și ne aduc. Iar pe lângă această fundație sunt și mulți alți particulari care pur și simplu vin din proprie inițiativă și donează tot felul de lucruri pentru copii și pentru familiile acestora. Și cu ocazia sărbătorilor de iarnă vine moșul, e foarte frumos, da, încă mai sunt oameni care vor să ajute, vor să sprijine și au această sensibilitate și răspund la nevoile noastre. Foarte frumos și din partea dumnealor și felicitări și pentru dumneavoastră, pentru toți cei care desfășurați activitatea acolo la centru și nu doar la centru. Doamna Popescu, informații foarte importante pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței. Anul acesta mergem pe aceleași condiții impuse de lege, apar modificări și care este perioada de la care se dă startul? Când vă vor lua râmnicenii cu asalt? Așa este, da. Chiar dacă temperatura de afară încă este destul de ofertantă pentru noi, cel puțin pe timpul zilei, nu putem să nu ne gândim că o să vină sezonul rece foarte repede. Deja luna septembrie se cam încheie și începând cu luna octombrie se pot depune aceste cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Conform legislației în vigoare. Ceea ce aș vrea să spun este faptul că mergem pe aceeași lege ca și până acum, pe legea consumatorului vulnerabil, care în ultima perioadă nu a suportat niciun fel de modificare, astfel că în luna octombrie cei care au mai depus până acum aceste cereri le vor depune în continuare strict în aceleași condiții. Rugămintea mea este ca cei care vor să acceseze acest tip de prestație socială să vină la Direcția de Asistență Socială după data de 9 octombrie. Bine, pot veni oricând după data de 1, dar având în vedere că ei trebuie să facă dovada veniturilor în momentul în care depun cererea, de regulă trebuie să primească pensia, trebuie să primească salariu ca să poată avea acel cupon sau acea adeverință de salariu cu care face dovada venitului. Deci din luna respectivă, da? Din luna anterioară depunerii cererii. Deci pentru cei care vin în luna octombrie, trebuie să facă dovada veniturilor lunii septembrie. De regulă cam asta e, salariul lunii septembrie se ridică în luna octombrie și atunci pot primi oamenii și adeverința corespunzătoare pentru a face dovada venitului pe familie. Din actele necesare nouă pentru a putea stabili eligibilitatea cererii respective, aș vrea să menționez că, în primul rând, avem nevoie de actele de identitate ale tuturor membrilor din familia respectivă. De asemenea, pentru cei care se încălzesc cu gaze naturale, avem nevoie de factura de la furnizorul de gaze, pentru că acolo avem codul consumatorului și în baza căruia noi facem corespondența cu furnizorii de gaze. Pentru persoanele care locuiesc la bloc, avem nevoie de aceeași adeverință ca și până acum de la Asociația de Proprietari cu numărul de persoane înscrise pentru stabilirea cheltuielilor de întreținere. Iar pentru cei care au în proprietate autoturisme, avem nevoie de talonul mașinii pentru a vedea vechimea autoturismului, pentru că pot primi acest ajutor pentru încălzirea locuințelor doar acele familii care au în proprietate mașini mai vechi de 10 ani, autoturisme mai vechi de 10 ani. Dacă au autoutilitare, nu se mai încadrează.
Ce este nou în acest an față de anul trecut este, și zic eu că este în sprijinul populației, nu mai avem nevoie de adeverințele de la primărie, respectiv de la registru agricol și de la impozite și taxe, deci nu mai este necesară deplasarea la primărie pentru obținerea acestor adeverințe, deoarece putem să accesăm noi direct baza de date și vom face această verificare după depunerea cererii de către persoanele respective. Aș insista asupra completării corecte a numărului de telefon din cerere, pentru că în momentul în care noi vom face verificările în baza de date de la ANAF, respectiv în Patrinven, dacă vom descoperi neconcordanțe care vor duce la refuzul acestui drept, ne este mult mai ușor să anunțăm persoana telefonic pentru a lămuri situația. Altfel trebuie să ne deplasăm la domiciliu, poate dumnealor lucrează, poate nu sunt acasă în timpul zilei, na, fiecare cu problemele lui, și atunci se întârzie rezolvarea acelei cereri și implicit duce la pierderea unei părți din cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței. Deci aș insista asupra completării numărului de telefon pe cererile depuse. Doamna Popescu, câți beneficiari ați avut anul trecut? Pe total, aproximativ 1800 de cereri. Mă gândesc că și în acest an, cu siguranță, vor veni cel puțin la același nivel. Mai multe la gaze naturale? Gaze naturale, da, pentru că noi, la nivelul municipiului, nu mai avem sistem centralizat, întrucât blocurile ANL nu mai au acea centrală de proprie, atunci tipurile de încălzire pe care noi le acordăm sunt în special cele de gaze naturale, încălzirea locuinței cu gaze naturale. Anul trecut am avut aproape 1200 de cereri. Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, aici de regulă sunt puține, mai puține, sunt până într-o 100 de cereri, iar restul cererilor au fost din partea familiilor care se încălzesc cu lemne. Ce aș mai menționa vis-a-vis de depunerea cererilor este faptul că ele pot fi depuse și pe adresa de mail a instituției. Noi avem un site, denumirea site-ului nostru este dasrmsarat.ro. Acolo pot să-și descarce modelul de cerere cei care au aceste posibilități, pentru că am observat în anii trecuți că au fost și copii care au vrut să-și ajute părinții și atunci au preferat și și-au dorit să depună aceste cereri online. Și atunci de pe site-ul nostru pot descărca modelul de cerere și ne pot trimite pe adresa de mail cererea împreună cu fotocopiile documentelor solicitate. Este un mod mai simplu și mai facil pentru cei care, repet, își permit acest lucru și pot accesa mijloacele electronice de transmitere a datelor și în același timp ne ajută și pe noi pentru că nu se mai aglomerează așa de tare la sediu. Dar e adevărat că beneficiarii noștri în general sunt bătrâni, sunt oameni săraci care nu au astfel de posibilități și probabil că numărul cererilor depuse în sistem electronic va fi destul de mic. Și se simt dumnealor mai siguri în momentul în care vin și depun dosarul. Ne vorbiți puțin, vă rugăm, și despre venituri, venitul net lunar. Sigur, așa cum ziceam, față de anul trecut nu a intervenit nicio modificare. Vor putea beneficia de acest ajutor pentru încălzirea locuinței toate familiile a căror venit mediu net pe membru de familie nu depășește 1386 de lei, iar persoanele singure au un alt plafon, respectiv veniturile persoanei singure să nu depășească 2053 de lei. Pentru toți aceștia sunt tranșe în funcție de venitul pe fiecare membru de familie și cuantumurile ajutoarelor pornesc, de exemplu, la combustibil solid sau petrolier de la 32 de lei până la 320 de lei pe lună, la energie electrică de la 50 de lei până la 500 de lei pe lună, iar la gaze naturale de la 25 de lei până la 250 de lei pe lună. Deci direcția este invers proporțională cu venitul mediu net pe membru de familie. Cu cât venitul este mai mic, cu atât ajutorul este mai mare.
De asemenea, are importanță și consumul pe care îl are familia în luna respectivă, în special la energie electrică și la gaze, pentru că la încălzirea cu lemne este sumă fixă, dar furnizorul de gaze sau de energie electrică aplică un coeficient din factura respectivă dacă în funcție de consum. Deci coeficientul este de la 10 până la 100% compensare în factura respectivă, dar fără a depăși acele ajutoare, acele sume de care v-am zis. 250 de lei la gaze naturale și 500 de lei la energie electrică. Aș insista asupra faptului că acei care depun cerere pentru acordarea ajutorului cu încălzire electrică trebuie să nu aibă la domiciliu niciun altfel de mijloc de încălzire. De exemplu, dacă au sobă, se presupune din start că se încălzește cu lemne și atunci nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. Nu pot beneficia de acest ajutor. Și dumneavoastră, scuzați, identificați acest lucru în urma unei anchete sociale? Da, suntem obligați să facem anchete sociale la toate cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire cu energie electrică. Deci toți cei care vor depune cereri pentru, întrucât e adevărat, probabil vor fi destui care vor dori să migreze către acest ajutor, având în vedere că suma maximă e 500 de lei comparativ cu gazele unde e 250 suma maximă. Dar noi vom face anchete la toate aceste cereri pentru energie electrică și acolo unde vom identifica, oamenii vor specifica faptul că nu au bani de lemne, într-adevăr, dar pot accesa tipul de ajutor pentru tipul de încălzire pe care l-au fiecare. Dar, repet, ca și ordine, energia electrică este ultima în tipurile de încălzire. În același timp, în aceeași cerere, ca și până acum, în ultimul an, se acordă și un supliment lunar pentru energie. Acest supliment lunar pentru energie se referă, de fapt, la... Nu se mai referă la încălzirea locuinței, se referă la modul cum își prepară hrana cu gaze naturale, cu lemne sau electric, la apă caldă, cum își obțin apa caldă și atunci pentru aceste lucruri primesc acest supliment lunar la energie, care nu este o sumă foarte mare, dar spre deosebire de ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în tot timpul anului. Chiar dacă cererea se depune și intră în drepturi cu 1 noiembrie, suplimentul lunar pentru energie se acordă până la 31 octombrie anul viitor. Sumele aferente pentru suplimentul lunar pentru energie pentru cei care folosesc gaze naturale pentru prepararea hranei și obținerea apei calde este de 10 lei pe lună. Pentru cei care folosesc energia electrică pentru gătit și pentru apă caldă este de 30 de lei pe lună sau 70 de lei pentru cei care se și încălzesc cu energie electrică, iar pentru combustibili lichizi și solizi și petrolieri, cuantumul lunar este de 20 de lei. Sumele sunt într-adevăr foarte mici, din care cauză am observat, cel puțin în anul care a trecut, beneficiarii preferă să vină odată la 2-3 luni să-și ridice această sumă. Deci nu personal să ridice sumele, da? Se acordă la lemne, se acordă în numerar și vin la caseria instituției să-și ridice, dar așa cum vă spuneam, nu vin de fiecare dată, în fiecare lună, plus că nici nu se știe exact data când ne intră aceste sume și preferă să nu facă drumul de mai multe ori. Nu sunt sume foarte mari, dar, repet, fiind pe tot timpul anului, în 12 luni se mai adună un mic ajutor și din această direcție, să zicem. Doamna Popescu, ajutorul se acordă pentru o singură locuință, locuința de domiciliu, da, respectiv de reședință, da? Da, este, deci titularul cererii trebuie să fie proprietarul locuinței sau persoana care locuiește în mod legal acolo. Și asta, la aici mă refer la un contract de închiriere sau un contract de comodat sau, da, de fapt contract de închiriere sau comodat, doar în baza unui contract de închiriere sau de comodat, dacă nu este proprietar la adresă. Doar titularul, repet, sau proprietarul poate depune această cerere, dar în componența familiei trebuie trecuți toți membrii familiei, absolut toți membrii, pentru că am mai avut situații în care, de exemplu, pentru ajutorul pentru lemne,
completat o singură persoană, spunând că oricum nici celălalt nu are venituri. Nu contează că are, că nu are, trebuie trecuți toți membrii familiei în cerere și noi vom face verificări pentru fiecare membru în parte pentru a preîntâmpina greșeli sau... Repet, mai sunt situații în care părinții sunt proprietarii apartamentului, dar acolo locuiesc copiii pentru că părinții s-au mutat la țară. Sau situații în care, invers, rămân părinții în apartamentele copiilor. E singurul caz în care se poate încheia un contract de comodat între părinți și copii, pentru că acest contract de comodat nu este cu titlu oneros, deci practic părinții nu trebuie să plătească chirie copiilor și invers, iar în situațiile în care nu sunt rude, trebuie să aibă contract de închiriere. Și orice modificare care intervine pe parcurs trebuie urgent anunțată către instituția pe care o coordonați. Da, este un termen de 15 zile în care un reprezentant al familiei trebuie să vină să ne anunțe despre orice modificare care intervine atât în componența familiei cât și în nivelul veniturilor familiei respective. De asemenea, aș mai menționa faptul că rămâne în vigoare data la care se depune cererea și momentul în care intră în drepturi familia respectivă. Și aici mă refer la faptul că pentru toți cei care depun cererile în cursul lunii octombrie și până pe 20 noiembrie intră în drepturi cu 1 noiembrie, iar pentru cei care în timpul sezonului rece vin cu aceste cereri și dacă depun cererile până pe 20 a lunii în curs, atunci intră în drepturi cu luna în curs, cu 1 a lunii în curs. Dacă momentul depunerii cererii este după data de 20 a lunii, intră cu 1 a lunii următoare. În general, cei care beneficiază de acest drept se cam grăbesc și vin în luna octombrie cu cererile pentru a putea beneficia de întreg sezonul rece fără niciun fel de probleme. Dar mai sunt situații când poate își fac un contract nou în timpul sezonului rece sau poate se mută într-o altă locație și există un alt loc de consum și atunci vin și în timpul sezonului rece și depun astfel de cereri sau poate s-a schimbat ceva în nivelul veniturilor și dacă la început nu se încadrau, după aceea s-au încadrat și vin și depun această cerere. Deci în funcție de data la care depun cererea pot intra în drepturi cu 1-a lunii în curs sau cu 1-a lunii următoare, deci până pe 20 e ok, după data de 20 intră cu luna următoare. Și toate aceste informații, dar și alte date, pot fi găsite pe site-ul Direcției de Asistență Socială, le pot obține și la telefon. Sigur că sau dacă da. Vin personal la sediu, da? Și personal la sediu și la vizierul care se află, mă rog, se poate vedea de pe trotuarul străzii și oricine își dorește să ia detalii mai multe le pot vedea acolo, pe site, bineînțeles. Inclusiv pe pagina de Facebook o să încercăm periodic să punem și să actualizăm astfel de informații tocmai pentru a veni în sprijinul cetățenilor și, așa cum ați zis, inclusiv telefonic, dăm orice informație este nevoie, tocmai ca să nu avem probleme ulterior. Și fără grabă, da? După 9 octombrie, spuneați dumneavoastră, și vor avea timp toți beneficiarii să fie înregistrați pentru acordarea acestui sprijin. Sigur că da. Chiar anul trecut, să știți că nu a fost chiar atât de aglomerat. Au fost și momente în care s-a format coadă, să zicem, și au așteptat un pic oamenii, dar... Zicem noi că totuși numărul de cereri care au fost până acum și, mă rog, numărul de personal pe care îl avem ar fi suficient în așa fel încât să nu ținem oamenii foarte mult. Rugămintea mea este ca fiecare să-și completeze cererea cu mânuța lui, să zicem, pentru că acea cerere este însoțită de o declarație pe propria răspundere și pentru ceea ce completează acolo răspunde fiecare. Am avut situații când n-au știut să scrie și au apelat la cunoștințe, la rude, la prieteni, n-au completat datele cum trebuiau și li s-a respins dreptul din această cauză sau li s-a diminuat dreptul și au venit ulterior să ne spună da, dar nu e așa, că eu nu i-am zis așa. Rugămintea mea este ca fiecare să-și completeze cererea pentru că și semnează pentru ea și răspunde în consecință. Vă mulțumim, doamna Popescu. Le mulțumim și telespectatorilor și liniște, seară liniștită în continuare. La revedere, ne vedem data viitoare. La revedere. Presa liberă trecere.
cu Loredana Bălan la TV Sat.